Și domnul ministru de interne Predoiu alături de noi, Cătălin Predoiu, vă mulțumesc tare mult, domnule Predoiu. Spuneți-ne ce ați reușit dumneavoastră, ce rapoarte au mai ajuns la dumneavoastră cu privire la ceea ce se întâmplă acum în teren? Vreau și eu să fac. Principalul parametru actualizat față de rapoartele de la prânz e faptul că sunt 22 de localități afectate în 10 județe, dar într-adevăr cele mai mari efecte s-au văzut aici la Galați. Continuăm intervenția cu toate mijloacele noastre. Situația este relativ stabilizată. Suntem în comandament aici la Galați. Ne deplasăm din loc în loc în zonele mai afectate și continuăm să luăm măsuri pentru a... Domnule ministru, a fost și purtătorul de cuvânt Adina Ori în direct cu noi de la prefectura din Galați și am auzit din gura acestei doamne și bineînțeles și din declarațiile pe care le-au făcut primarii din zonă, cum că nu se așteptau la o asemenea amploare asta, deși chiar dumneavoastră ați declarat că s-au făcut acele comitete în care s-a discutat înainte despre ceea ce se va întâmpla în aceste zone, că au existat aceste avertizări. Au fost emise alerturile și buletinele meteo. În rest, chestiunile legate de autoritățile locale, sigur că vă răspund dumnealor direct. Noi suntem sărcinați cu intervenția după aceste efecte și o facem, vă spuneam, cu toate mijloacele noastre. Domnule ministru, ce se întâmplă cu oamenii care au fost evacuați? E o chestiune care s-a discutat aici la Consiliul Județean. Autoritățile locale pregătesc mijloacele pentru cazarea lor și pentru a fi ajutați în perioada imediat următoare. Vor urma și alte măsuri, le vom anunța în sfârșit. O întrebare are și doamna Varga pentru dumneavoastră. Vă rog, dacă ne permiteți, domnule ministru. Vă rog. Bună ziua, domn ministru, și dați-mi voie să spun că întotdeauna eroii sunt pompierii, jandarmii, în afara primarilor care n-au timp să se gândească la canalizări. Domn ministru, vreau să fac un apel la dumneavoastră. Știu că sunt multe localități, dar să aveți în vedere și comuna, localitatea Murgeni, orășelul Murgeni din județul Vaslui. E o comunitate mare de romi și sunt disperați. Au nevoie de ajutor. De azi dimineață au cerut ajutor și nu li s-a dat până acum. N-au venit. Și mai ales, domnule ministru, că vorbim despre 200 de copii care nu vor avea în această seară un acoperiș deasupra capului. Mă gândesc că veți trimite verificări ale autorităților locale acolo, tocmai pentru a-i ajuta. Vă mulțumesc tare mult, domnule ministru. Vă rog, vă rog. Sunt în sarcina primarilor, a Consiliului Județean, a Consiliului Locale, dar voi semna la problema pe care mi-ați transmis. Ministru, mulțumesc frumos! Mulțumim.